Începem știrile cu o informație de ultimă oră. Comisia de Libertăți Civile din Parlamentul European a votat candidatul favorit pentru funcția de șef al parchetului european. Laura Codruța Chioveși a obținut cele mai multe voturi, 26, față de 22 ale contracandidatului francez, în timp ce candidatul german a obținut un singur vot. Astfel, Chioveși obține încă o victorie după cea de aseară din Comisia de Control Bugetar de la Bruxelles și devine favorită în cursa pentru obținerea șefiei parchetului european. Jean-François Bonner are 22 de voturi, Laura Codruța Chioveși 26, iar candidatul german un vot. Din 49 de voturi în total, Laura Codruța Chioveși a obținut 26 și a fost favorita Comisiei de Libertăți Civile. Victoria vine după ce, în urma audierii de aseară, Chioveși a primit 12 voturi de la Comisia de Control Bugetar, față de 11 ale contracandidatului francez și unul singur al celui german. Am experiență îndelungată în gestionarea echipelor mari, în luarea deciziilor strategice, în emiterea regulilor și orientărilor interne. Nu are nicio relevanță pentru mine ceea ce s-a întâmplat în România, relațiile care sunt acum între sistemul de procuratură și Ministrul Justiției, ci vă asigur, ca orice alt profesionist din sistemul judiciar român, dar și european, că întotdeauna voi respecta obligațiile care decurg din regulamentul EPPO în cazul în care voi fi numită în această funcție. În timp ce unii membri ai Comisiei de Control Bugetar au lăudat activitatea Laurei Codruța Chioveși, europarlamentarul Maria Grapini i-a pus câteva întrebări pe un ton agresiv. În ce mod ați promova rolul proactiv al procurorilor delegați europeni în detectarea și investigarea infracțiunilor PIF la nivel național într-o manieră egală în statele membre? Și doamna Chioveși, pentru că ați răspuns inexact, ca să nu spun că ați mințit, CSM astăzi v-a dat un răspuns că la contestația făcută că nu vi s-a refuzat gradul profesional de parchet general. Cum răspundeți la acest lucru și dacă ați fost sau nu pusă sub acuzație pentru abuz în serviciu și mărturie mincinoasă? Cum ne garantați un management profesionist pentru că ați fost demisă constituțional și nu politic din funcția pe care ați deținut-o ca și șefă de neam? Întrebările au generat rumoare în sală, moment în care a intervenit președintele de ședință. Până acum nu au fost astfel de schimburi, să menținem acest spirit de dragul candidatei. În ceea ce privește revocarea din funcția de procuror șef, menționez că aceasta a venit ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale, în care eu nu am fost parte în proces. Curtea Constituțională a judecat un conflict între președintele României și guvernul României pe de-o parte și ministrul Justiției. Nu am fost citată în această procedură, nu am avut posibilitatea de a mă apăra și nu am avut posibilitatea de a face un recurs. Din acest motiv, am trimis o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a trecut de filtru în acest moment și urmează să vedem ce decizie se va lua. Voturile celor două comisii au fost însă consultative. Plenul Parlamentului European este cel care va lua decizia finală împreună cu Consiliul. Despre acest aspect discutăm acum cu colegul nostru Ovidiu Anțe. Ce urmează, Ovidiu? Bună ziua! Bună ziua, Diana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Nu trebuie să ratăm a menționa încă o dată că este o victorie extrem de importantă pentru Laura Codruța Chioveși în această competiție cu doi dintre procurorii preferați de o comisie de experți independenți. Vorbim despre candidatul francez și cel german. De altfel, francezul aseară, după audierile din Comisia Libe și Comisia Cont, părea fi ușor favorit. Iată că a venit momentul ca Laura Codruța Chioveși să reechilibreze balanța. Să nu uităm că după un prim vot în Comisia Coreper, este vorba despre o comisie formată din reprezentanții delegați permanent la Uniunea Europeană, ambasadori, acolo unde Laura Codruța Chioveși fusese surclasată de Jean-François Bonner. Iată că a venit momentul, după acel vot de recomandare din Comisia de Control Financiar, a venit momentul să se dea acest vot în Comisia Libe, iar scorul obținut de candidata României, candidata Laura Codruța Chioveși la șefia parchetului european, este unul semnificativ. Nu este însă și unul decisiv, pentru că, spun specialiștii de la Bruxelles, de acum, odată ce a fost echilibrat scorul, practic putem spune că este 1-1 între Laura Codruța Chioveși și Jean-François Bonner, se va ajunge la o negociere directă, o comisie mixtă formată din reprezentanții Parlamentului European și cei ai Uniunii Consiliului European. Sunt practic cele două instituții care girează acest proiect al parchetului european. Se va ajunge la un candidat unic propus plenului Parlamentului
Parlamentul European, iar acela va fi votul decisiv. Rămâne de văzut așadar cum vor decurge aceste negocieri, în ce măsură până la urmă Laura Codruța Kövesi va ajunge așa cum au preferat-o foarte mulți dintre europarlamentari, cu excepția câtorva unii chiar de la București, să fie numită pentru întâia oară în fruntea acestui parchet european pentru un mandat de 7 ani. Una peste alta, vestea de la Bruxelles a ajuns și aici la București, în special aici la Cercul Militar Național, unde chiar în momentele în care eurodeputații votau în Comisia Libe preferatul pentru șefia parchetului european, avea loc bilanțul parchetului general, bilanțul Ministerului Public, la care a participat inclusiv președintele României Klaus Iohannis. Au fost momente în care s-a salutat oarecum această victorie importantă a Laurei Codruța Kövesi, dar nu în ultimul rând s-a subliniat că în timp ce europenii sunt preocupați pentru crearea acestei instituții noi care să combată fraudele cu fonduri europene, dar și cele cu TVA, la București, justiția, dar mai ales Ministerul Public, este protagonistul unor controverse iscate, mai ales de clasa politică, de executiv, cel care de altfel a și ales în ultima perioadă și în ultimul rând, de curând, atunci când a adoptat guvernul ordonanța de urgență 7, să dea schimbări ce iată iscă în continuare controverse, dar mai ales critici. Haideți să vedem cel puțin care au fost reacțiile președintelui României Klaus Iohannis, dar și procurorul general al României Augustin Lazăr în ceea ce privește soarta Ministerului Public, dar mai ales ce s-a întâmplat în ceea ce privește parchetul general în ultimele 12 luni. A fost anul în care au continuat în avalanșă demersurile de modificare și remodificare a legilor justiției, a codului penal, a codului de procedură penală și a altor acte normative cu impact asupra sistemului judiciar. A fost anul în care factorul politic a insistat și a reușit revocarea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. A fost un an plin, cu multe provocări în care subiectele legate de domeniul justiției au continuat să facă agenda publică din cauza insistenței obsesive a actualei majorități de a interveni politic tocmai într-un domeniu a cărui independență trebuie garantată. Atacurile la adresa Corpului Procurorilor au devenit din ce în ce mai virulente. Când tocmai persoanele care au interese directe să scape de cercetări penale sunt cele care fac legile în domeniul justiției, atunci însăși temelia statului de drept este amenințată. După aproape 30 de ani de la recâștigarea libertății în România, încă mai există politicieni cu reflexe autoritare care se consideră îndreptățiți să își acorde privilegii. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.